7 noiembrie, Apocalipsa 16, de la 4 la 7. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor, și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând, drept ești tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând, da, Doamne Dumnezeule, atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Al treilea potir de mânie. Când al treilea înger va vărsa potirul său de mânie, atunci râurile și izvoarele se vor transforma în sânge. Cu aceasta, Dumnezeu dă răspuns pentru tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe acest pământ blestemat. Din zilele lui Abel, pe care l-a omorât fratele său Cain, au curs râuri, chiar fluvii de sânge. Dacă Dumnezeu a interzis a mânca sânge de animale, fiindcă sufletul locuiește în sânge și aparține pentru acest motiv lui Dumnezeu, Faceri 9:4, cu atât mai mult este prețuit sângele omului în ochii lui Dumnezeu. Dar azi se prepară fără rezerve din sângele animalelor, mâncăruri și salamuri, cu toate că Duhul Sfânt interzice credincioșilor din neamuri folosirea de sânge în hrană, cum de altfel și de dobitoace sugrumate, Fapte 15, 20 și 29. Această interzicere nu este ridicată în Noul Testament pentru un alt loc, deci este valabilă și azi. Dar câți credincioși se pun sub acest ordin al Duhului Sfânt? Nu, ei ne numesc ca pe niște predicatori ai legii dacă îi avertizăm de aceste lucruri. Dar și cu sângele omului, omul face ce vrea. În această privință trebuie să ai o conștiință foarte fină, să asculți tare bine la șoapta Duhului Sfânt, care ne conduce în tot adevărul și nu ne lasă în rătăcire. Dar la acest al treilea potir de mânie, Dumnezeu le va aduce în amintire sângele când apele se vor transforma în sânge. Acolo citim, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge. Și sunt vrednici. Dumnezeu nu a uitat nimic. Că au fost cezarii păgâni ai Romei care notau în sângele creștinilor sau o biserică descompusă, degenerată în toată Europa, care a construit camere de tortură sau schele de sânge, Dumnezeu nu a uitat sângele sfinților lui, fiindcă sângele lor strigă ca sângele lui Abel din pământ. Aceasta va fi ultima poliță pe care Dumnezeu o va achita omenirii la al treilea potir de mânie, fiindcă Dumnezeu atotputernicul este adevărat și judecățile lui sunt drepte. Dar lăsați-ne acum, când mai este timp de har, să ducem oamenii sub cruce, ca să primească iertarea păcatelor prin sângele lui Iisus Hristos. Acest sânge al lui Iisus, mielul lui Dumnezeu, să fie preamărit, fiindcă prin el am fost răscumpărați din puterea satanei. Dar vai de toți aceia care calcă în picioare acest sânge și devin adepții lui Anticrist și prin aceasta dușman al lui Iisus. Cum să mai primească har?